ajungem de toată, stabilim unde e pădurea. Și după ce vedem unde e pădurea, discutăm și de urși. Cel mai important lucru, dincolo de cei care vor candida sau nu, este să definim și să respectăm un calendar care să fie eficient pentru candidatură. Începem cu candidatura pentru Primăria Generală a Capitalei, unde PSD-ul va avea un candidat propriu, care sper să câștigăm Primăria Capitalei, și nu terminăm, dar până la orice candidat din fiecare localitate din această țară. Vrem să prezentăm cetățenilor român, comunităților locale, oameni care să aibă încredere și oameni care, după 4 ani de mandat, să arate că nu ne-am bătut joc de ei. Am pus acolo niște oameni gospodari și care au o minimă viziune de dezvoltare a acelei comunități și oameni cu un profil moral destul de bun. La Consiliul Județean al PSD, scuze-mi cu întrebare și da, vă rog. Eu, la Consiliul Județean al PSD, care ați venit, s-au stabilit și candidații în județ, ați vorbit despre candidaturi? Nu, azi a fost conferința județeană, nu contează. Conferință. Nu s-a vorbit despre candidaturi, s-a vorbit de dorința realistă a organizației PSD Cara Severin de a câștiga președinția Consiliului Județean, Primăria Reșița și o mare parte din localitățile județului, mai mult de jumătate. Despre candidaturi nu se putea vorbi astăzi și nici nu i-am încurajat să vorbească de astăzi, pentru că trebuie să fie desemnați candidații în urma unei analize foarte serioase. Nu, ne-am spus tuturor colegilor mei, nu ne permitem ca un partid serios să prezentăm niște candidați pe care nici măcar noi nu-i cunoaștem foarte bine. Dar foarte bine, adevăratul sens al cuvântului, adică să-i cunoaștem și din punct de vedere al competențelor, al calităților, al profilului moral, al modului în care pot gestiona o asemenea funcție, o asemenea asta ne interesează. Vrem că atunci când am propus un candidat, să fim siguri că nu ne scrapă obrazul cu el. Și dacă va câștiga, peste 4 ani de zile, oamenii să spună, da, ți-a avut un candidat bun, un gospodar bun, care ne-a făcut viața mai bună. E o filozofie foarte simplă, dar nu ne bate. Primarii în funcție au prima șansă? Primarii în funcție au prima șansă, am spus un lucru important la colegii mei astăzi. Este un partid care, printre alte principii, are și principiul solidarității. Prima șansă au ei și nu vreau să aruncăm peste bord pe nimeni. Dacă un coleg de-al nostru care este primar, dacă e vreun caz aici, vorbesc în general în țară, din vari motive n-ar mai avea o cotă de încredere foarte mare, trebuie analizat foarte bine dacă nu se pot găsi niște soluții într-o comunicare mai bună, ca tot el să fie candidat. Cel mai rău lucru ar fi cu cei cu care am mers mulți ani împreună, cu cei cu care am lucrat împreună, să nu avem dorința de a ne aplica, să vedem cum poate fi ajutat. Vorbim de candidații noștri. Dacă întrebarea s-a referit la, în general, dacă primarul care e în funcție, indiferent... Nu, ce e PSD? Da, au prima șansă. Au prima șansă să fie candidații. Și dacă au dosare penale? Se va analiza caz cu caz, nu numai în Cara, și peste tot. Caz cu caz, cu foarte multă atenție. Nu sunt adeptul unor reguli generale, pentru că sistemul administrației publice, sistemul politic este un sistem viu. Și nu există o formulă sau un pachet de reguli care să cuprindă tot și să... Și atunci, ca partid politic responsabil, ai puterea să analizezi caz cu caz. Sigur, discutezi și cu comunitățile, făcând cercetări sociologice, dar teoretic nu. În general, unde sunt probleme de virus, nu. Dar asta nu vreau să fie prin definiție. Vreau să fie o analiză serioasă. Nu mai sunt. Mulțumim foarte mult, o seară plăcută.